Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou episod de Clash Royale. De această dată facem un chest opening pe contul lui Simon, zis și Boss Angeles. Și avem două Giant. Coai, ce dracu am. Două legendarii chesturi. Niciodată n-am deschis trei legendarii chesturi pe un singur cont și uitați-vă cei în fucking shop-ul de casă. Încă un legendarii chest, deci practic trei legendarii chesturi pe contul ăsta, doar că deschid două. Trist. Garantat o să fie două legendare, plus că mai avem magicalurile, plus clan chest-ul. Deci s-ar putea să fie 3, poate chiar 4 legendare pe contul ăsta. Scrieți în comentarii ce legendare credeți că o să pice din aceste două legendarii chest-uri. Oricum, mă mir că au reușit să strângă două legendarii chest-uri. Cred că durează lejer câteva luni bune ca să stai până îți dă încă un cycle la un legendarii chest, cred, nu sigur. Să ne uităm rapid ce legendarii lipsesc. Bun, de aici părerea mea că cel mai ok ar fi Mega Knight în cazul în care vrea să pușeze în trofee, după care Electro. Restus, așa, hai să zicem și Bușteanu-i super folosit. Să începem cu Crown-ul, că practic ăsta e cel mai slăban. Battle Ram, Spear Goblins, Flying Machine și acum Comune, nu? Da. Skeletonii care nu cine știe ce. Și are și ăsta, am uitat quest-uri. Deci 7 chesturi, cât eu mai rămas. 4 aici, na, n-o să fie. Credeam că fac și quest-ul. Magical-ul. Fireball, am început cu rarele. Băi, bine că o dat multe comune. O dat toate comunele, cred. O epică. Rare, dacă da acum, dar nu sunt sigur dacă o dat toate comunele, de fapt. Toti. Cel puțin 3 legendare pe contul ăsta. Ce credeți că o să pice din acest Magical? Eu zic că îi dă Bușteanu, frate. E Bușteanu. Bușteanu sau Electro? Da. Sau Sparky pe care o să-l ducă la level 3 dacă mai dă încă 2, 3. Stai, 3 trebuie să mai dea. Încă 3, oare poate să mai dea încă 3? Da, poate să mai dea încă 3 legendare. Că 2 sunt aici și... Aoleu. Hai să luăm clan chest-ul, că aici 100% nu dă legendară și ne scăpăm de asta. Sper să nu dea Sparky-ul până la final, că ar fi demențial de prost. Red Barbarians, Casa cu morți, Flying Machine-ul, Goblin Gang și ca de obicei neam legendar în clan chest. Prințul, bă, măcar nu dă oglinzi sau clone sau rage-uri, deși poate i-ar fi de folos. Bă, uite că are clona. Și uite că nu o dă, frate, și are și la level mic. Este deck-ul meu și lipsește aici Electro. Mă, n-ar fi rău să aduc Electro, poate o să joace și el cu deck-ul ăsta cândva. Așa că hai să luăm celălalt Magical. Ne, aici nu mai dă. 3, 9, e clar. 35 sau? Nu, nu mai dă. Numai dacă dă acum direct toate rarele, nu, e clar. Și epice din nou Prince. Cum ar fi fost să dea totuși 4 legendare pe același cont? Mai era ceva? Aici e deschis? Nu. Bun. Să vedem ce o să dea din legendariul ăsta. Ce alegeți? Stânga sau dreapta? Stânga sau dreapta? Dreapta, stânga, stânga, dreapta, stânga, dreapta, poc. Stânga și te rog să nu fie Sparky din nou, că te sparg. Oh, e ok. Bețiva nu ratat și nu-l avea. Not bad. Hai un Zopi. Să fie Zopi. Și a fost Zopi. Am cerut, am primit. Hai să-l și băgăm în deck. Bă, nenea Zopi. Bă, not bad. Asta e unul dintre cele mai bune chest opening-uri. În top 5, să zic. E până acum cu două legendarii chesturi. Cu trei legendare deschise. Păcat, păcat. Că nu are 500 gemuri să luăm și asta. Că... atunci ar fi fost gen unic la mine pe canal cu 3 legendarii pe același cont. Dar oricum e aproape de 3 legendarii. Că practic sunt 3 legendarii pe același cont, doar că nu le pot deschide pe toate. Bun, hai să ne băgăm la un match. Să dăm ori la touchdown. Nu mă bag, poate vrea să joace omul. Cât mai avem? Fai, numai 4 minute, am apuc cred că 2 meciuri. Doar că n-aș vrea cu deck-ul ăsta că... sau? Adică nu are cine știe ce level, bine iau altceva. 4.9, what the fuck?
Hai mă să joc și eu. De fapt nu, care și Rocket, nu cred că e bun. Să mor tu care Sparking deck. Deci poate era bine dacă picau mai multe Sparky-uri. Să zic eu. Porchinio, Elite Barbarians. Uite bă frate că omul chiar joacă la Sparky. Și eu eram gen bă să nu cumva să mai dea Sparky-uri. În fine, hai că luăm ăsta super scump să vedem ce o să iasă. Deși dacă e de scump s-ar putea să iasă un mare cacao. Fish God, să mor tu că și ăsta are deck cu golem. Ok. O să punem Archers în spate. Aici punem chiar în spate la golem. Ca să pot să pun pompa jos. Nu știu dacă trebuie pus aici sau. Nici nu știu dacă are relevanță unde pui. Hai să dăm așa. Și-o da fireball-ul la fix, frate, să nebunesc. Bine că am păstrat. Și ai... Salut, turn. Hai totuși să-i tragem pe ăștia aici. Păi bulangilor. Poate își face... l-am tras pe pompă. Hai că m-am scos. Oarecum. Nu știu dacă e mai bine că l-am tras pe pompă și nu pe turn, dar să zicem. Până la urmă am mai pus niște damage pe turn. Stânga-dreapta. Mai sincer nu știu cum... Cum ar fi... nu vrea să mai bag Archers. Cum s-ar presupune să funcționeze deck-ul ăsta? Hai toti. Am spart-o pe aia, perfect. I-am scos biciu. Mai aici nu prea am cu ce să fac defend. Dar cred că nu mai e nevoie, bun. O să aștept să mai bag o pompă. Dar stai care e Inferno. Așteptăm care e Inferno Ball-ul ăla. Nu-l mai are. Inferno Ball îi zice. Nu, Fireball, frate, what the fuck. Inferno Ball. Am gândit-o dacă e ceva. Uite-l ce bulangiu. Dar activa King Tower-ul, prostanie. Bun. Golem, dacă are și ăsta golemul. Double golem. Bagă-l vere. L-ai băgat numai. Ai, are buștean. Dar deja. De fapt stai mă, că doar nu avem King Tower activa ieșind, bă. Ia să ai vere. Să te văd cum spargi tu doi golemi, graveyard, plus alte chestii. Hai Archers, mamă ce acolo. Vine și al doilea golem. Bun. Fă ceva sandele. Ia de un rocket. Mamă, dacă pică rocketul ăla și ia și cioro grâles. Nu chiar. Dar oricum ăsta a fost un atac forță rău. Cu doi golemi. Acum trebuie să facem un pic de defend aici. Ce defend vere. Băgăm golem aina. Opa. Opa. Bagă sandele, ăla-i toti. Mă tot s-o dus. Tower-ul. Deci nu chiar pont. Dar un graveyard pus bine, plus un golem barosan, s-ar putea să fie pont. Mă, graveyard-ul ăla din câteva nu prea dă damage acolo. Dar avem un rocket. Și, nice. Hai toti. Ăla, mă, nu cred că dă rocket-ul ăla damage. Să mor tu, frate. Și ne-o bătut. Și uite-l pe ăsta ce prost e că bagă scarmii aici. Când noi pierdem turnul. Cât e prost trebuie să fii. Ăsta arăt de parcurs după măsa în curul. Da. Oameni de așa. Bun, hai că m-am încadrat și aici în timp. N-avem de donat. Oare ar vrea să-i cum? Nu cred. Aici nimic interesant. Să mă bag la un din ăsta. Dar nu l-am întrebat om. În fine. Hai că o lăsăm așa. E ok. Cred. Deck-ul ăsta îi... îi cum e, nu-mi place. Nu-mi place niciun deck cu golem. Nu mă știu juca cu golem. Nu-mi place golemul. Cât are la level? 4. Nu era rău dacă aduceam niște golem. În rest, eu zic că a fost destul de ok. I-am adus un Electro, un Sparky și un Bețivan ratat. Pe care nu l-am bifat ca să nu mai apară acolo, bun. Cam asta a fost episodul, fraților. Aproape cel mai șmecher chest opening de până acum. Mersi fain, domnule Simon.
în cazul în care aveți și voi genul ăsta de chesturi, adică 4 chesturi șmechere și vreți să vă fac și vă un chest opening, îmi dați un mail și rezolvăm cumva. Nu pot să fac chest opening pe iOS și nu pot să fac chest opening dacă aveți contul făcut pe Facebook, deci numai dacă l-aveți cu Gmail sau Yahoo Mail, că din ce am observat merge și cu Yahoo Mail, cam aia e ideea. Mersi, fain de vizionare, nu uitați să dați un click pe primul link din descriere, la 500 de like-uri, suntem super mega forță și ne auzim la episodul următor. Salutare!